Cristi, salut și felicitări! Bună noastră, mulțumim mult! Și Leo și Petri, dar mai este Leo Crizu, că cunosc oameni faini. Pe cele? Am zis eu că nu-s fain? Da, și mie mi s-au părut foarte simpatici. Bine, nu, păcat că nu antrenează. Asta e foarte, foarte rău. Păi, păcat, nu antrenează. Hai, cum să spun? Nu antrenează domnul Balaș. Îmi pare rău. Nu, n-au nicio treabă. Nu au misiunea completă. Cum? Dar antrenează. Da. Nu cu norma întreagă. Da, antrenează probabil în timpul liber niște echipe de copii. Da? Când îi mai lasă Gigi puțin, le dă puțin liber, se duc și întreabă pe la bloc, pe acolo. Bă, copii, care sunteți liberi? Da? Și se duce și antrenează. Bănele, poți să iei mă și tu, fără niciun fel de problem. Domnul președinte, să revenim la lucruri serioase, da? Ca să zic așa, da? Așa. Cât de importantă este victoria de aseară? Spuneam și înaintea meciului. Indiferent de rezultatul partidei, lupta este strânsă, campionatul se joacă în continuare, va fi și acea înjumătățire după campionat, la terminarea campionatului regular și din punctul meu de vedere, oricare ar fi fost rezultatul partidei de ieri, lupta este în continuare strânsă între mai multe echipe, comparativ cu anii precedenți, au apărut și Rapidul, Faruca este foarte bună, Sepsi sunt convins că vor bate și la accederea în play-off și atunci, după ce vom avea acea înjumătățire, vom avea un campionat sau mini-campionat, un play-off foarte intens și disputat. Deci, înțeleg că și dacă ați fi pierdut aseară, nu era vreun capăt de țară? Exact. Exact, dar asta nu înseamnă că nu am abordat partida în așa fel încât să obținem un rezultat bun. După cum bine știți, pentru noi important este să nu primim gol și dacă se poate să înscriem. Am văzut că nu neapărat că erau surprinși, dar scoteau în evidență că noi nu am avut ocazii, doar fazele fixe sunt importante la noi. Nu, la noi... Unde ați văzut asta? Sau cine? Numai la TV, declarații. Am înțeles. Declarat. Uh-huh. Așa. Păi, dacă echipele știu că sunt bun la fazele fixe, poate mai ușor ar trebui să fie pentru ei, să pregătească un meci. Înseamnă că nu mai avem cum să îi surprindem. Și ce e important de reținut, primele 60 de minute, aproximativ, ei nu au avut ocazii. Uh-huh. Ocaziile lor au apărut după ce noi am înscris, într-o oarecare măsură ne-am retras, de-abia după aceea au avut cei de la FCSB ocazii. Până atunci, din punctul meu de vedere, chiar dacă prima repriză nu a fost spectaculoasă și pentru cei care au privit meciul nu prea au avut ce să vadă, noi ne-am apărat exact, am încercat să și înscriem, cei de la FCSB, din punctul meu de vedere, cel mai bun jucător al lor a fost portarul și asta spune foarte multe. Da, am avut și alte oportunități de a înscrie. Da, nu sunt de acord cu dumneavoastră aici, pentru că, și vă spun și de ce, eu cred că la nivelul ăsta în care se întâlnesc două echipe puternice, nu putem să vorbim, să zicem, de o repriză nespectaculoasă. Eu cred că a fost o repriză de tatonare, iar cine înțelege fotbal vede până la urmă și lupta care se dă acolo în teren. Nu trebuie acum să avem foarfeci ca să avem neapărat un meci spectaculos. A fost o repriză între doi adversari care eu cred că s-au respectat și au luat pulsul în prima repriză. Din punct de vedere tactic, cred că a fost foarte interesantă pentru că puteai să vezi multe lucruri, bineînțeles, în primul rând la CFR. Iar a doua repriză, în mod firesc, au venit fazele între două formații care au și jucători valoroși, ambele formații. Nu aș spune că n-a fost o repriză spectaculoasă. Eu zic că și prima repriză a fost o repriză interesantă. De ce? De ce? Pentru că a pregătit spectacolul din a doua, după părerea mea. Așa este.